Motorina se scumpește, iar benzina rămâne la același preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care a anunțat prețurile la carburanți pentru sâmbătă, duminică și luni. Mai exact, pe 25, 26 și 27 noiembrie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95 23 de lei și 59 de bani, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 21 de lei și 69 de bani per litru, cu 4 bani mai mult. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 2 lei și 43 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 5 lei și 93 de bani per litru în cazul motorinei standard. Începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, prețurile maximale la carburanți au scăzut cumulativ cu 3 lei și 30 de bani per litru la benzină și cu 3 lei și 12 bani per litru la motorină. Această micșorare semnificativă se datorează scăderii cotațiilor plați la bursele internaționale, precum și a unei aprecieri moderate a monedei naționale în raport cu dolarul SUA.